Bună ziua, stimați cetățeni și cei prezenți aici în sală. Sunt Nadejda Tătărciuc, secretar general al Partidului Politic Pace, Acasă Construim Europa. Astăzi, 13 noiembrie, am desfășurat Consiliul Național Politic, în urma căruia au fost desemnați în funcție de vicepreședinte și șef departament următoarele persoane. Lenuța Burghilă, vicepreședinte cultură și artă, maestru în artă, decorată cu distincția de stat artist al poporului, oferit de președintele Republicii Moldova. Premiantă a mai multor concursuri, festivaluri, naționale și internaționale, autorul și realizatorul proiectului muzical Caravela Culturii, în cadrul căruia a realizat 700 de acțiuni culturale. Fondatoarea proiectului muzical La Perla Festa, un festival internațional de promovare a imaginii Republicii Moldova cu alte țări ale lumii, la care au participat invitați din mai multe țări. Participantă a concursului internațional Miss Grandma din Bulgaria, unde a luat titlul de Miss Grandma Star Univers. Doamna Lenuța, vă ofer. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc foarte mult echipei Pace în frunte cu Gheorghe Cavcaliuc, președinte, pentru încrederea care mi-a oferit-o astăzi de a deveni vicepreședinte pe cultură și artă. Sunt deschisă și cu mare dorință vreau să-mi vers toate ideile mele și inspirate din experiența pe care o am aproximativ 30 de ani de activitate în domeniu și sunt mândră că voi lucra în această echipă, cu această echipă, pentru a realiza mai multe în acest domeniu și mai primordial ar fi niște idei de bază de a susține activitatea artistică de la sate, cei care țin focul aprins în vatră și vom munci foarte mult pentru o imagine frumoasă a Republicii Moldova într-o armonie internațională și vă mulțumesc foarte mult, vă doresc tuturor să fiți alături de noi și să mergem înainte de a realiza scopuri extraordinare, cele care le vom propune aici cu echipa Pace și cu toată lumea de bună credință. Vă mulțumesc foarte mult! Deci astăzi a fost desemnată Popescu Cristina ca șef departament egalitate și non-discriminare. Studii superioare, licență în psihologie și limba engleză, master în științe sociale, studii doctorale în psihologia pedagogică, a dezvoltării și personalității în cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă, masterat în comunicarea instituțională în cadrul Facultății Transfrontaliere din Galați. Experiență managerială în calitate de șef al secției de ghidare și consiliere în carieră și educație artistică Universitatea Ion Creangă. Lector la Facultatea de Psihologie și Psihopedagogie Specială Universitatea Ion Creangă. Lector de psihologie cu predare în limba engleză la Universitatea Americană din Moldova. Formator de psihologie pentru profesori și psihologi școlari la modul în cadrul Universității de Studii Politice Europene Constantin Steren. Bună ziua! Astăzi mi s-a oferit funcția de șef de departament egalitate și nediscriminare. În cadrul acestui departament presupun să aduc, să completez cadrul legislativ actual din Republica Moldova, să protejez juridic persoanele în cazul discriminării, să ajutăm sau să ducem la o funcționare mai bună a legislației ce ține de incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale și să nu permitem discriminarea persoanelor pe motiv de etnie, pe motiv de religie, pe motiv de vârstă, pe motiv de handicap, pe motiv de sex și altele. Vă mulțumesc! Mersi frumos, colegi! Acum o să-l invit pe președintele Partidului Politic Pace, Gheorghe Cavcaliuc, pentru a ne spune despre alte decizii importante care s-au luat astăzi la Consiliul Național Politic și dumnealui ne-a spune detalii referitor la asta. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nadejda. Bună ziua, doamnelor și domnilor!
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Politic Național al Partidului Pace, Partidul Acasă Construim Europa, unde au fost primite, aprobate mai multe decizii importante, inclusiv unele din ele au fost prezentate astăzi aici colegii mei noi în cadrul echipei Pace. Tot în această ședință importantă a fost dezbătut subiectul și a adoptat o decizie cu privire la alegerile prezidențiale care vor avea loc în Republica Moldova. Vorbim despre turul 2 și poziția Partidului Politic Pace, dar și mesajul pe care îl transmitem către susținătorii noștri, membrii noștri din 24 de raioane ale țării și 11 țări din diasporă, simpatizanților care urmăresc și așteaptă care va fi decizia Partidului Politic Pace, pe cine susținem sau nu susținem în acest scrutin electoral. Întâi de toate vreau să reiterez că Partidul Politic, Partidul Acasă Construim Europa, este un partid pro-european, cu valori pro-europene și își menține viziunile spre marea familie europeană și integrarea marea familie europeană. Totodată, vis-a-vis de candidații la președinte, noi considerăm și suntem ferm convinși că un președinte de țară trebuie să fie un președinte al tuturor. Am discutat despre cei doi candidați care au rămas în turul 2 al curții electorale. Viziunea noastră este că cei doi candidați, ambii, au deținut cele mai înalte funcții în stat. Cu regret, după guvernarea acestor persoane, Republica Moldova și până astăzi rămâne să fie cea mai săracă țară din Uniunea Europeană. Unii din ei vin cu scuze, alții învinuiesc oamenii de ce nu au reușit. Noi considerăm că astfel de abordare nu este corectă față de cetățeni, față de patrie și față de poporul nostru care este atât în țară cât și în diasporă. Aceste lupte politice care se dau interminabile au adus la cote maxime de neîncredere a poporului în clasa politică, în toată clasa politică. Și noi, Partidul Politic Pace, reprezentăm tot poporul Republicii Moldova care este nemulțumit de actuala clasă politică, parlamentară și extraparlamentară, fiind un partid nou în ascensiune și în creștere. Considerăm că poporul Republicii Moldova, și acest mesaj deja vine și din teritoriu, în fiecare zi în raioanele unde mergem și ne întâlnim cu oamenii, că au acordat suficientă încredere celor doi candidați și forțelor politice pe care ei le reprezintă în Parlament. În cadrul ședinței Consiliului Național Politic, noi am decis că nu susținem pe nimeni. Noi considerăm că nu suntem în drept să indicăm membrilor echipei noastre, membrilor de partid, simpatizanților noștri din țară și de peste hotare din diaspora, să voteze sau să nu voteze pe unul din candidați, să meargă sau să nu meargă la vot. Este dreptul lor constituțional și ei decid dacă merg sau nu la vot și pe cine votează. Noi nu susținem niciunul din cei doi candidați. Motivele le-am expus mai sus. Noi considerăm că indiferent de cine din cei doi candidați la cursa pentru funcție de președinte a Republicii Moldova va învinge, va duce țara în proteste, va duce țara în lupte interminabile și va duce țara la riscuri majore pentru noi toți, pentru popor și pentru țara noastră. Partidul Politic Pace, fiind un partid nou, dar în creștere, ne vom asuma responsabilitatea de mediator în această luptă politică și bineînțeles că vom munci și ne vom pregăti pentru alegerile parlamentare anticipate, care urmează să fie. Totodată ținem să reiterăm că Partidul Politic Pace este prima formațiune politică care păstrează, atrage
și valorifică oamenii construind Europa acasă, având cea mai puternică echipă de profesioniști cu care suntem pregătiți în urma alegerilor parlamentare anticipate care vor urma în anul viitor să guvernăm Republica Moldova cu înțelepciune, cu responsabilitate față de țară și de popor. Vă mulțumesc foarte mult!